Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună bulete de brânză și cașcaval și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 300 de grame de brânză telemea, 200 de grame de cașcaval, 2 ouă, 100 de grame de făină, o legătură de mărar și 10 grame de praf de copt. În primul rând vom rade brânza pe răzătoarea mică. Am aici brânză telemea de vacă, dar puteți folosi orice fel de brânză aveți în casă. Răzuim și cașcavalul, tot pe răzătoarea mică. Peste brânzeturile rase, voi adăuga cele două ouă, mărarul și voi amesteca. Cât să combin toate ingredientele. Și voi continua cu mâna, pentru că voi adăuga făina. Adaug și praful de copt. Și cu mâna voi începe să frământ, cât să obțin un aluat omogen. Aluatul este gata, cam așa trebuie să arate, un aluat lipicios, dar dacă îl verificăm, încercăm să facem o biluță, doar așa de control, veți vedea că biluța se formează, deci înseamnă că este bun. Las aluatul să se odihnească 2 minute și revenim. Voi modela acum buletele, dar înainte voi pune făină într-o tavă, pentru că aici voi pune buletele și nu vreau să se lipească. Și cu puțină făină pe mâini am să iau un pic din această compoziție și voi modela o biluță cu mâinile înfăinate foarte puțin. Nu facem biluțe prea mari, pentru că ele vor crește atunci când vor fi prăjite. La fel, modelez biluțele. Și le pun în tavă. Voi proceda la fel până voi termina toată compoziția. Am terminat de format buletele, din toată compoziția am obținut 40 de bucăți și nu ne rămâne acum decât să le prăjim. Pentru a prăji buletele am creat o baie de ulei și în acest ulei fierbinte voi pune buletele și le voi lăsa să se prăjească până când se vor auri frumos deasupra. Buletele sunt gata, așa că le voi scoate și am să le pun pe hârtie absorbantă. Și continui să le prăjesc până le voi termina pe toate. Trebuie să fiți foarte atenți pentru că se prăjesc destul de repede. Nu le lăsați foarte mult decât până devin aurii. Buletele sunt gata, cam așa trebuie să arate, sunt foarte crocante în exterior și moi în interior, se fac foarte ușor, se pot face cu orice fel de brânză aveți în casă, sunt extrem de delicioase. Vreau acum să vă arăt și una, să vedeți cum arată și în interior și am să o rup. Sunt foarte crocante și în interior sunt foarte moi, se poate vedea cașcavalul topit, mărarul. Sunt niște bulete foarte, foarte bune, sunt nemaipomenite ca aperitiv și sunt foarte îndrăgite de cei mici. Dacă vă plac rețetele noastre, vă invităm să vă abonați pe canalul nostru de YouTube sau să ne apreciați pagina de Facebook. Noi vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!